ce? E mai bine decât cald. Cald e mai bine decât rece. Thank you.
ambele lucrări sunt foarte frumoase. Eu cred că merită ca voi ambele să vă jucați cu copit și să nu vă certați. Bine! Ce-i cu rochea
înghețată și îngheață limba. Corect! Înghețată este rece, dar vara este cald. Ai auzit corect. Ce anul trebuie aici? Iarna. Cum este iarna? Cald sau rece? Cald! Cum cald, Dina? La bunica pe sobă este foarte cald. Dar afară este rece. Focul este cald sau rece? Sigur este cald. Ba chiar fierbinte. Bravo! Ce folos aduce focul? Focul aduce căldura ca să nu înghețăm. Focul aduce folos. Eu așa odată am ars agenda cu note de 2. Dina, este periculos să te joci cu focul. Da? N-am știut. De ce pericol aduce focul? Focul poate provoca incendiu. Pericolul este foarte mare. Atunci când am dat foc la agenda, mama foarte tare m-a ocărât și m-a pus la colț. Iată și pericolul. Ina, să nu mai faci așa. Bine, până acum țin minte ziua aceea. Nu o să mai fac așa. Ce folos aduce gheața? Poți să răcorești băuturile vara. Putem băga gheața sub haina cuiva ca să devină mai energic. Ina, dar ce pericole aduce gheața? Dacă mănânci gheața, poți să te îmbolnăvești. Dar dacă o lingi, eu am încercat, poți să te lipești de gheață și atunci este nevoie de apă caldă ca să ți dezlipească limba. Eu am pățit așa. Știu. Da, chiar am pățit cu limba. Pe imagini puteți vedea obiecte care pot provoca pericol. Focul, aragazul și cuptorul și mineul și soarele. Da, eu am ars la soare, știu ce e asta. Și mineul tot aduce pericol. Iată de ce Moș Crăciun nu a venit anul acesta la mine. S-a temut să nu ia foc. Nu, Ina, poate Moș Crăciun nu a venit pentru că tu n-ai fost cu minte? Da, și în plus am dat foc la agenda. Cred că de asta. Copii, testare. Trebuie să gândim logic. Ce stai? Omul de zăpadă este îmbrăcat, deci este cald. Focul este fierbinte. Asta știu. Pizza este rece. Gheața se topește, deci este fierbinte. Oh, no! Gheața este fierbinte. Hooray! Ceaiul este fierbinte. Este aburi, deci se răcește. Este rece. Acesta este iglu. În el este cald. Iglu rece. Înghețata se topește, deci este fierbinte. Soarele știu că este fierbinte. Merg să verific lucrările. Corect, Sofia. Bravo! Niciodată nu am avut două răspunsuri corecte. De obicei am nota 2. Dar aici tocmai două răspunsuri corecte. Mulțumesc, doamnă profesoară, este tema mea preferată. Sfântul, vă zic la toți, la revedere! Bună ziua, Alex! Azi repetăm tema fierbinte sau rece. Îmi place această temă. Iar tema asta? Azi să fie ceva deosebit. Da, îmi imaginez eu. Deosebit. Cum credeți? Ce este mai important? Focul sau gheața? Gheața. Ce este mai bine? Fierbinte sau rece? Fierbinte. Văd că
banană, fierbinte. Da, tu să fie aile. Rece. Banană rece. Vă propun, fetelor, să gustați. Wow! Prima dată gust așa banană. Nu-mi place. Wow! Este gheață. Și cum să gustăm această banană, doamnă profesoară? Nu știu, să fie elef, rece. Ia să ne propună. Eu propun să turnăm apă caldă ca să topim gheața. Bine, să încercăm. Ridică la suprafață. Ia priviți, o parte s-a desprins. Cred că putem gusta. Încerc să gust. Este rece, dar gustos. Gustos? Poate și eu să gust. Da. Super! Parcă e înghețată. Wow! Deci în cazul dat, rece este mai bine decât fierbinte. Haideți mai repede să trecem la următoarea rundă. Ina, tu ce alegi de data aceasta? Rece sau fierbinte? Rece, rece. Sofia, pentru tine fierbinte. Ce este asta? Dar chiar ce este asta? Roșie. Roșie? Wow! Și cum să o scot de aici? Să o gust eu pe a mea. Gustos. Gustos? Da. Pot. Cred că avem nevoie de apă caldă. Wow! Foarte interesant! Ia priviți! Acum o să încerc să o gust. Parcă este o înghețată din roșii. La gust e ca roșia obișnuită. Doar că înghețată. Nu e rău. Să trecem la următoarea rundă. Sofia, ce tu alegi? Eu aleg fierbinte. Poftim. Asta ce e? Castraviete? Poftim. Castraviete! Wow. Doamnă profesoară, eu nu vreau să gust asta. Dar se poate eu să încerc. Are gust de bostănei. Destul de gustos. Ia priviți! La mine gheața s-a topit un pic. Cred că a venit timpul să gust și eu. Nu are niciun gust. Este doar gust de gheață. Următoarea rundă! Ina, tu ce alegi? Cred că ceva fierbinte. Poftim! Ananas. Fierbinte. Frige. Wow, ce miros! Arată delicios, să gust. E gustos. Chiar foarte gustos. Eu propun să scufundăm în acest vas cu apă.
și eu. De parcă este înghețată. Deci este gustos și fierbinte și rece. Fetelor, e periculos să nu răciți. Vreau următoarea rundă. Sofia, tu ce alegi? Fierbinte sau rece? Fierbinte. Asta ce e? Măr? Da. Dulce. Dar e prea înghețat. Dar e gustos. Și la mine e foarte gustos. Deci, ce e mai bine, fetelor? Rece sau cald? Fierbinte! Doamnă profesoară, noi nu ne putem decide. Haideți să trecem la următoarea rundă. Sfântul, o să continuăm la lecția următoare. Bună ziua, Alex! Bine ați venit la muzeul Cal Rece! Rece! Fierbinte! Astăzi o să comparați opusurile. Rece și cald? What? Look! Bluza albastră înseamnă rece, bluza roșie înseamnă cald. What? Noi astăzi ce? O să mâncăm biluțe? Eu nu vreau. Aveți pe masă mere. Acesta e măr? Alegeți câte o biluță. Deci eu o să mănânc aceasta, dar tu aceasta. Gustos! Cred că este imposibil să mănânci un astfel de măr. Doamna profesoară, cred că putem trece la runda următoare. Aveți pe masă banane. What? Ce? Asta e banană? Nu vreau nici rece, nici fierbinte. Alegeți câte o beluță. Decât banana aceasta bronzată, mai bine aceasta înghețată. Parcă s-a bronzat la soare. Eu nu reușesc. Hai, gust-o pe-a ta! Bine, nu-i gustos! Copii, vedeți ce a făcut Ina? Nu se poate să puneți limba pe gheață! Aveți pe masă morcov! Morcov? Frige! Alegeți biluțele! Cred că este imposibil. Foarte gustos. Foarte. Gustă. Aveți pe masă kiwi. Wow! Acesta
este înghețat. Dar acesta este copt. Alegeți beuțele. Rece. Fierbinte. Prima dată mănânc așa kiwi. Ori e gustos? Nu e gustos deloc. Rece, rece. Rece. Da să gust și eu. Gustos. Ca înghețata. În această rundă aveți căpșune. Aceasta e căpșună? La tine încă e bine. Uite la aceasta. Alegeți beluțele. Riteniți! Nu mai duc alt. Poate ne schimbăm? Bine. Arată delicios. Nu pot să înțeleg. Nu seamănă cu nimic. Nu știu. Parcă e înghețată. Da. Ți-a mers? Aveți pe masă pepene roșu. La mine este fierbinte. La mine este înghețat. Alegeți beuțele. Rece. Fierbinte. Nu este gustos. Este foarte gustos. Eu și mie. Gustos, dar rece. Binele, totuși ce este mai bine? Rece sau cald? Eu cred că în mod egal.